De 50 de ani sunt împreună de mai bine de o jumătate de veac, se iubesc ca în prima zi. Evenimentul Cupluri de Aur a fost dedicat în exclusivitate celor ce sunt un exemplu de urmat pentru generațiile mai tinere. Pentru că este luna cadourilor, primăria Giurgiu și-a îndreptat atenția către cuplurile de aur ale orașului pentru a le face o surpriză. Ca într-o seară regală, oaspeții au fost primiți în foaierul Ateneului Nicolae Bălănescu de către primarul Nicolae Barbu cu o cupă de șampanie. Ca o recunoaștere a vieții exemplare trăite în doi miri grizonați au fost recompensați cu flori și diplome. Prezența celor doi preoți în debutul manifestării a întărit atmosfera de smerenie și viața armonioasă. Responsabil cu bună dispoziție au fost ansamblu de muzică și dansuri populare Doina Dunării, Nelu Chiripuci și Marina Simion, ce au încântat audiența cu un buchet de melodii populare și romanțe. Neputința pricinuită de vârstă nu i-a împiedicat însă să se bucure chiar și cu o lacrimă în colțul ochiului.